Salut, asta e un coacoz rovada, l-am luat de la pepinerea din Lugoj și o să îl curăț acum. Deci prima dată cu alcool sanitar îmi curăț foarficile, orice foarfece aș avea și orice arbuz aș fi tăiat înainte. Și acum cred că trebuie să aleg una dintre astea două. O să o aleg, cred că pe aia mai de jos. O să aleg pe asta, că pornește mai de jos. Și atunci o tăiem asta, care e cu brandul. Să încurcă una pe alta, nu delta. E dificilă tăierea, dar după cum a ieșit, avem grijă să... Da? Cea mai viguroasă am tăiat-o. Asta o păstrăm. Aici o tăiem pe asta. Că mergem în interior. S-ar putea să o tai de totul, că oricum vine aiurea încoace. Am tăiat-o de tot. Vedem ce se întâmplă cu astea două. Asta, dacă le tragem așa, o să fie o tulpină frumoasă. Dacă nu, putem tăia oricând, în afară de, să zicem, luna decembrie. În afară de când e foarte frig. Cam asta e tot.